Bună ziua! Din nou la toți. Așa, și bine v-am găsit. Astăzi a avut loc Consiliul Național Politic al PDM. Unde am discutat despre situația din țară și posibilele soluții pentru ieșire din criză. S-a luat act de refuzul celorlalte partide de a accepta dialogul pentru identificarea soluțiilor legate de soluționarea crizei politice, constituționale și instituționale. PDM a fost pregătit în aceste discuții să ofere soluții juridice pentru ca partidele care au constituit alianța politică să poată prelua în mod legal conducerea guvernului. Avem soluții juridice pentru aceasta și pentru ca binomul PSRM acum să poată prelua guvernarea legal, să iasă din ilegalitate în care se află acum. În aceste condiții, având în vedere lipsa deschiderii spre dialog a partidelor parlamentare, dar în același timp de a debloca criza în care se află țara, PDM a decis retragerea de la guvernare prin demisia guvernului. Aceasta este singura modalitate legală prin care se poate face acest lucru în situația juridică în care ne aflăm. Astfel, prim-ministru și toți miniștrii urmează să demisioneze începând cu ziua de astăzi. Decizia noastră are efect politic, va rezolva parțial blocajul politic în care noi ne aflăm și va fi un semnal clar că PDM nu se ține de putere, lucru pe care noi îl vorbim de altfel de mai multe zile. Însă decizia noastră de astăzi nu va soluționa în niciun fel problema blocajului juridic și instituțional în care țara se află. În aceste condiții, sarcina preluării în legalitate a guvernării rămâne a fi rezolvată de binomul PSRM acum, creat de Igor Dodon și partidele așa zise deja pro-europene, cum le-a numit foarte interesant și sugestiv președintele Federației Ruse, care a salutat crearea acestui binom. Am fi dorit să luăm decizii pentru care guvernarea să poată fi preluată legal. Însă din cauza refuzului la dialog, nu s-au putut găsi aceste compromisuri, care puteau rezolva întreaga criză în care ne-am pomenit. Indiferent ce soluții se vor găsi în continuare, câtă vreme avem deciziile Curții Constituționale în vigoare, guvernul care se va instala va funcționa ilegal. Iar funcționarii din instituții nu vor putea legal să execute deciziile unui astfel de guvern și se vor afla într-o situație de risc juridic. Din această cauză, cel mai probabil se va ajunge până în final la alegeri anticipate. Singura formă prin care se poate soluționa legal și complet criza creată de binomul PSRM acum. PDM rămâne însă deschis dialogului și este gata să găsească împreună cu partidele parlamentare cele mai bune soluții pentru a avea un parlament și guvern legale și legitime. Noi vrem să muncim pentru țară în continuare, indiferent în ce postură vom fi. Înțelegem bine rolul decisiv pe care PDM îl va avea în perioada următoare în politică. Înțelegem cât de fragilă și temporară este așa zisa majoritatea parlamentară și cât de important va fi rolul partidului nostru în readucerea stabilității în țară. Avem de asemenea un mesaj către susținătorii PDM, cărora le mulțumim pentru sprijinul și solidaritatea demonstrată, pentru faptul că au dus partidul nostru la cel mai mare nivel politic
din istoria sa. Îi asigurăm că PDM intră într-o nouă etapă. Vom face politică și vom activa în continuare pentru a promova interesul cetățenilor și interesul Republicii Moldova. Vom lupta împotriva celor care încearcă să o federalizeze, care încearcă să o vândă pe bucăți. Dar cel mai important, vom lupta pentru promisiunile făcute în campania electorală, să fie îndeplinite, pentru că ele sunt angajamente pentru ca viața oamenilor să fie mai bună. Știm că sunt supărați pe ceea ce văd și ce se întâmplă astăzi în țară, că au vrut să vină să protesteze cu noi. Dar noi credem că acum calmul și reținerea sunt importante pentru a evita escaladarea situației și pentru a evita ajungerea la violențe. Le promitem însă că PDM va reuși pe instrumente pe care le are la dispoziție să readucă stabilitatea în țară. Le cerem susținătorilor noștri să susțină decizia pe care am luat-o și să aibă încredere în PDM. Foarte curând le vom da noi motive ca să fie mândri de echipa noastră și de modul în care acționăm, pentru a ne ajuta și pe noi și țara să o protejăm. În același timp, așa cum a făcut tot timpul PDM, își va susține fiecare membru al echipei sale și simpatizanții săi. În cazul în care vor exista presiuni sau abuzuri asupra lor, vom face orice ne va sta în putere pentru a preîntâmpina sau înlătura aceste abuzuri. Rămânem o echipă unită și solidară, așa cum ne știe toată lumea, gata să muncim eficient și în sprijinul moldovenilor. În perioada viitoare vom anunța mai detaliat cum vom acționa mai departe, în dependență de soluțiile juridice care vor fi găsite pentru soluționarea crizei actuale. Vă mulțumim și acum putem să mergem cu toții să ne odihnim. O zi bună!